Fii atent, îl avem pe George Piștereanu, prietenul nostru care a plecat în Mexic și aici avem conexiune bună cu el, așa că haideți să-l auzim. Te salut! Hola, Chiquita! Hola, chico, hombre! Hombre, hombre, ce faci? Unde ești? Embarazada cu Miguel. Doar pe astea le știu, atât acum am văzut mai mult. Donde sta la biblioteca? La biblioteca sta aquí. Da. Aquí, meaning here. Deci no? Nu te au bine, să vorbești puțin mai tare și să ne spui... Deci, sunt în La Paz acum. Pornesc spre El Pescadero, unde o să stau două zile și după aia destinația din mijlocul vacanței este Cabo San Lucas, care este o zonă unde se duc foarte mulți turiști. Până acum am fost în zone mai puțin turistice. Da, ia întoarce puțin camera să vedem unde ești acolo. E un loc foarte drăguț. Nu, da, o să vă arăt acolo, sus e patul. Și aici e bucătăria, dar o să vă arăt ce mișto arată. Ia să vedeți. Pe ea întoarce. Deci aici, practic, tu te-ai cazat? A pierdut semnalul. Gata. Gata, a mers. Uite. Vezi ce mișto? Deci au căsuțele astea, au așa, le-au pe astea două țubuiate. Da. Au acolo o bobină. Și mai au și cortul ăsta indian. Da. Și ai intră un pic, arată-ne puțin cum arată în interior. Dormitorul vrem să vedem, ce e în dormitor? Cine mai ales? În dormitor este o saltea care a explodat, e aiurea. Adică mi-e rușine mie că patul nu este făcut. No, eu nu pot să mă prezint așa în fața lui Măruță. Nu am cum, deci nu pot. Monica, poți să vorbești cu noi? Georgiana? Roxana? Andreea? M-am prins acum. Am zis, nu mai știu cum o cheamă, adică eram un pic în dubii. Am zis, măi, știu băieții altceva și eu nu știu. Da. Dar da. Practic acum ai plecat, deci, pe motocicletă o să fii, nu? Gigina doarme. Da, am plecat pe motocicletă și o să fac undeva la 3000 de kilometri cu totul. Superb, hai să vedem și noi fotografii. Cu tine, cu motorul, pentru că 3 săptămâni în Mexic, George Piștereanu și domnișoara misterioasă. Sting. Exact. Gata, mi-am dat seama, e Sting, că ai numai poze cu casca în cap. Nu? Da. Așa s-a întâmplat, nu că am vrut eu, așa a fost să fie. Perfect. Ce golat. Ce golat. Ia. Just. Frumos, George, frumos. Ce putem să-ți dorim este multă vacanță plăcută, mult succes acolo. Și vreau să-mi spui dacă mexicanii te-au văzut în Vlad, știu că ești actor. Da, dar oriunde, și fii atent, pe stradă toată lumea mă claxonează. Mai ales în motocicliști îmi fac cu mâna. Îmi fac așa, știi, semnul internațional, motocicliști. Măi, am fost copleșit, toată lumea mă cunoaște. El Chapo, ce face? Ai vorbit îmi cu zice, el? Băi, cu El Chapo chiar au foarte multe controle așa, random pe autostradă, opresc toată circulația și sunt cei din armată care fac controlele astea și am vorbit cu ei și ne-am zis, bă, eu știu, voi m-ați oprit că ați crezut că sunt Chapo. Am făcut o glumă riscantă, ce-i drept, că avea o mitralieră omul, dar, na, doar pe ăsta îl știam de la ei, dar el este în penitenciar, în Chapo acum, nu e. George, să ai vacanță plăcută. Și oricum e în Sinaloa, nu aici. Să ai vacanță plăcută și când vii în țară te așteptăm mult. Și să ne trimiți ceva filmări. Și ai grijă cu bagajul. Păi, bagajul, leagă-l frumos pe... A pierdut bagajul. Fetei. Nu cred. Cu hainele. Ai pierdut bagajul fetei cu haine? Da. Da, da. Stai liniștit, nu erau hainele mele. Eu le aveam în altă parte. Tu crezi că toate hainele le-ai pierdut special. Și ei oricum nu-i trebuie haine, că e cald acolo, da. Bravo, George. Bine. Noroc are cască. Doamne ferește, te pierzi și pe aia. Ciao. Ciao, papa. Pa.